Fiecare euro provenit din investițiile străine directe în turism a adus în economie de 20 de ori mai mulți bani, a declarat recent Lucian Anghel, economistul șef al BCR, această industrie fiind una importantă pentru economia țării. Totuși, România este pe ultimul loc dintre țările din regiune analizate în raport de BCR în ceea ce privește valoarea investițiilor străine directe în turism per capita. Dacă în România este de 10 euro per capita, Croația este de departe cea mai performantă țară din regiune, cu investiții străine de aproape 140 de euro per capita, urmată de Bulgaria cu circa 70 de euro, Cehia cu 50 de euro, Ungaria cu aproape 50 de euro, Slovacia cu ușor peste 40 de euro și Polonia cu peste 10 euro. În același timp, România se află pe ultimul loc și la nivelul venitului net în economie per capita de la turiștii străini, având un deficit de 600 de milioane de euro în perioada 2006-2010, adică românii plătesc mai mult pe călătoriile externe decât aduc turiștii străini în România. Majoritatea sosirilor turiștilor străini, atât în România cât și în regiune, sunt determinate de vacanțe, între 78 și 90%, restul sosiilor fiind în interes de business. Potrivit lui Anghel, Bulgaria are cu 50% mai mulți turiști străini față de România. În ceea ce privește durata medie de ședere a turiștilor străini, vedem de asemenea că România se află după Bulgaria, cu 2,2 nopți pe sosire, mult mai redusă față de vecini, unde media este de 5,3 nopți. Turiștii străini cheltuiesc de 12 ori mai mult decât românii. Practic, turismul străin este esențial pentru dezvoltarea turismului oricărei țări din regiune. În ceea ce privește țările care plătesc cel mai mult pe o călătorie, Franța și Norvegia sunt pe primele locuri, cheltuind peste 1000 de euro pe o călătorie, urmate de Austria, Danemarca, Spania, Italia, Islanda, Belgia, Portugalia și Suedia, cu plăți de peste 700 de euro pe o călătorie. Totodată, raportul BCR mai arată că atât românii cât și bulgarii călătoresc mai mult în propriile țări, în procent de 90%. De asemenea, în România, 30% din nopțile de cazare sunt concentrate în lunile iulie-august, în timp ce la bulgari procentul este de 36%. Românii plătesc de 6 ori mai mult pe vacanțele externe decât pe cele locale. Turiștii români cheltuiesc circa 411 euro pe o călătorie în străinătate, de circa 6 ori mai mult față de o vacanță locală în care plătesc 72 de euro. Destinațiile preferate de români pentru vacanțele externe sunt Italia, Ungaria, Grecia, Spania, Germania, Bulgaria, Austria, Turcia, Statele Unite ale Americii și Anglia. Conform ultimelor date publicate de INS, numărul turiștilor cazați în unitățile de profil din România a crescut în septembrie cu 18,7% față de luna similară a anului trecut, la peste 688.000, din care 24,7% au fost turiști străini.